Bună, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici. A venit o nouă duminică, vine o nouă săptămână. Înainte de a-ți povesti despre aspectele săptămânii ce urmează, vreau să îți spun câteva lucruri. În primul rând, zilele trecute, pe canalul DC News, a fost postată emisiunea despre nodul sud în Scorpion și nodul nord în Taur. Foarte des mi s-a cerut să discut despre acest subiect și, după cum vei vedea și în emisiunea respectivă, am evitat momentul cât s-a putut de mult. Este o tematică sensibilă, importantă și pe care oamenii au tendința să o distorsioneze, să o strice sau chiar să o eticheteze și să o lase așa. Mai ales că de multe ori vezi citi că nodul sud înseamnă karmă și nodul nord înseamnă destin. Și punem așa niște etichete și ne plângem că, domne, nodul nostru sud, karma noastră, nodul nostru nord, asta trebuie să facem. Și emisiunea respectivă, țin să spun că este văzută prin ochii mei, adică din 2008, de când am început să studiez astrologia, până iată în 2022, am avut timp să-mi dau seama de propria variantă legată de nodul sud și nu cred că nodul nord este important, eu cred că nodul sud este important. De ce? Pentru că în momentele importante ale vieții, cheia stă în nodul sud. Și acesta reprezintă niște tipare transgeneraționale cu care ne naștem, știți? Și, de exemplu, când este o criză, te duci instantaneu pe nodul sud. Când se întâmplă ceva bine, tot pe nodul sud te duci. Nodul nord este doar un reper, este doar așa ca o soluție de moment sau ca o soluție care ne poate face să ieșim puțin, să nu stăm prea mult în nodul sud. Deci te invit să cauți emisiunea respectivă, iar acolo nu doar îți spun despre varianta mea legată de nodul sud, dar îți povestesc ce se va întâmpla și până pe 12 iulie 2023, când nodul sud va sta în Scorpion și nodul nord în Taur. Așa, te invit să privești emisiunea considerând că este varianta mea. Vreau să repet acest lucru pentru că oamenii, cum am spus și acolo, poate se uită colegi, poate se uită studenți de astrologie și să nu aibă impresia că zic că acesta este adevărul suprem, ci este pur și simplu ce mi-a ieșit mie din practică. Odată pe harta mea natală, odată pe hărțile celor apropiați și odată și pe hărțile celor cu care lucrez, celor cu care interacționez. Deci din toată practica mea a reușit că nodul sud este cel mai important. Acolo este buba și noi avem tendința să facem exagerat nodul sud, ori prea mult, ori prea puțin și, dacă vreți, nodul sud e cum să vă spun, acea chestie care apare de fiecare dată când intrăm în buclă, în buclă, în buclă. Și zicem, domnule, toată viața revin aici, nu s-a întâmplat nimic, n-am învățat nimic. E, tocmai pentru că ai fugit de nodul sud. Că da, astrologia ne învață să ne ducem spre nodul nord, dar până nu tratăm, până nu vindecăm, până nu înțelegem și până nu acceptăm ca fi om, presupune să iei și ce au trăit alții în spate și presupune să nu ai liber arbitru 100%. A fi om presupune o anumită limitare. Sunteți de acord cu mine că există așa? Și până nu acceptăm acest nod sud, dar vedeți, tendința este de a citi unde e nodul sud, de a-i pune etichetă și zici, dar nu integrezi, nu treci printr-un proces, te duci spre cognitiv, dar e nevoie să te duci și spre emoțional, să simți ce s-a întâmplat acolo, de ce faci așa, de ce reacționezi așa, care sunt temerile. Și să nu uităm că am avut această lună plină, pe data de 16 februarie, o lună plină în care cu nodurile, nodul sud în Scorpion și nodul nord în Taur. Și sunt sigură că mulți ați avut așa, v-a punctat această lună plină, buba aceea de pe nodul sud, mai ales cei cu marcaj fix în astrogram, adică Taur, Leu, Scorpion și Vărsător. Deci te invit să privești acea emisiune. Colega mea, Andreea, a și scris câteva articole pe astrosens.ro. Dacă vrei să nu ai timp să te uiți la emisiune și să citești ceva despre nodul sud, sper să spriască, sper să înțelegi și cu siguranță de acum încolo voi mai realiza și alte emisiuni despre acest subiect, mai ales, uitați, în 2023, că nodul sud se va muta în balanță și nodul nord se va muta în berbec. Bun, te invit să urmărești emisiunea. A fost așa făcută, cum să spun, cu mare grijă, cu mare atenție, mai ales că poporul român este foarte lipit de ideea de karmă de neam și de karmă de familie. Și karma aia de familie e doar un set de proprietăți, de tipare pe care le-ai moștenit și pe care în primă fază dăm vina. Că nouă nu se întâmplă, că i-au făcut, că i-au dres, că etc. Dar de fapt, asta presupune condiția omului. Că noi când ne naștem, nu suntem tabula rasa, avem ceva acolo în creierașul nostru. Bun, să-ți readuc aminte de aplicație, că am observat că o folosiți din ce în ce mai mult. Nu mai pot de drag când se întâmplă acest lucru, mă bucur enorm.
Mă refer mai ales la cei care au Android, pe aceștia invit să descarce aplicația AstroSense. În cazul în care nu ai aflat de ea până acum, e o aplicație în care, dacă o vei descărca și dacă ne vei lăsa notificările deschise, vei primi cele mai importante știri din sfera astrologică și, bineînțeles, cele mai noi. Ah, și să vă mai spun un lucru. Am tot primit săptămânile trecute întrebarea, începe războiul, nu începe războiul, începe războiul, nu începe războiul. Am așteptat un timp să scriu un articol și despre acest subiect, pentru că vedeți în statutul Asociației Astrologilor, unde sunt înscrisă Asociația din România, există un cod deontologic, un cod etic pe care m-am obligat să îl respect. Mi-am dat cu semnătura acolo și trebuie să-l respect și e bine să-l respect, nu neapărat dacă faci parte din Asociația Astrologilor, în care ni se spune că trebuie să avem grijă, să nu speriem, să nu inducem crize în rândul populației. Dar am făcut în așa fel încât să nu sperii pe nimeni, să nu crizezi pe nimeni. A scris un articol despre evenimentele care s-au petrecut zilele trecute, în care chiar am spus că nu mai este cazul să vă așteptați la un război ca pe vremuri. Războaiele se schimbă acum, chiar m-a ajutat colegul meu Tudor Curtifan de la defenseromania.ro. Așa, o să vedeți acolo, mi-a explicat ce înseamnă un război hibrid. Că din punct de vedere astrologic, la asta asistăm. Și un război hibrid, veți găsi articolul pe astrosens.ro despre începe sau nu începe războiul, am acolo o definiție și bineînțeles când vorbim de un asemenea tip de război, vorbim despre dezinformare, atacuri cibernetice, dezechilibrul populației, probleme legate de resurse, de energie, să te sperie. Deci nu o să mai avem războaiele acelea, războaiele reci, războiul rece de care știam noi sau cum se purtau războaiele acum 100 și ceva de ani. Te invit să citești și articolul respectiv și pe AstroSense, pe canalul de YouTube, nu știu dacă ai apucat să vezi, am început o miniserie, cum aș putea să-i spun, pentru cei care doresc să învețe tarot sau pentru cei care vor să cunoască mai bine acest domeniu. Amos ne-a prezentat trei cărți destul de importante. Am avut ideea să facem o analogie între cartea Diavolul și cartea Îndrăgostiții. Acestea seamănă foarte mult între ele, întoarse, neîntoarse, ne va spune el mai multe lucruri. Dar deocamdată te invit să cauți pe AstroSense emisiunea despre cartea Diavolul, cartea Îndrăgostiții și ne-a mai dat el o carte care e mult mai importantă pentru relații atunci când avem parte de o etalare, pentru că da, dragii mei, etalări avem în tarot, nu în astrologie. Inclusiv colegii mei care practică tarotul știu că nu se face lucrul ăsta cu zodii, dar lor le este mai simplu să se promoveze făcând etalări pentru zodii. Deci, vedeți, vă promovez tarotul ca să vă învăț ce este tarotul. Iar aici avem astrologie. Stați pe aproape că mai urmează și alte emisiuni cu Amos, dar și cu alți tarotologi din aceștia foarte tineri și foarte nonconformiști, care vor schimba oricum percepția oamenilor despre domeniul de care fug mulți. Na, cititul, ghicitul, datul în bob, datul în cărți. Bun. Trecem la următoarea săptămână. Să știți că nu este o săptămână cu multe, multe aspecte. M-aș fi bucura să am ceva despre care să vă vorbesc, să vă spun, să vă minunez, dar nu avem. Ne aducem aminte. Soarele intră în pește astăzi, ne schimbăm așa puțin modul de a ne consuma energia, trecem de la vărsător, suntem foarte atenți la ce se întâmplă în lume, trecem la pește în care ne retragem puțin în calea pacea noastră, soarele în pește va face tot felul de aspecte cu marcajul din Capricorn, Venus, Marte, deci stăm liniștiți acolo în calea pacea noastră, mai retragi, ne vedem de viață. Pe de altă parte este, din punct de vedere astrologic, ultima lună de hibernare, pentru că ne apropiem de echinocțiul de primăvară. Atunci este primăvara astrologică, când avem ingresul soarelui în berbec. Haideți să vă spun. Deci astăzi soarele a intrat în pești, avem pentru câteva zile un trigon între Pluto și nodurile lunare, putem transforma ceva din karmă și din destin. Ne plimbăm în continuare alături de conjuncția Venus-Marte în semnul Capricornului. V-am spus, o să ne tot țină și o să ne țină nu doar până pe 6 martie, când vor intra ambele în vărsător, dar ne vor mai ține puțin și pe urmă. După care, ce avem important de discutat în săptămâna ce urmează? Pe 23 februarie, Marte face un sextil cu Neptun. Suntem așa mai anesteziați, suntem mai, așteptăm să vină Universul să ne dăm, să ne dea lucruri, adică nu mai forțăm.
nu mai suntem agresivi, ci, dacă vreți, intrăm într-o energie din aceea feminină, receptivă, să se întâmple și noi să acționăm când se întâmplă, nu să forțăm din timp, să ne grăbim. Pe 24 februarie, Venus face sextilul cu Neptun și suntem visători, iertători, acceptăm, empatizăm, tolerăm, toate astea mai ales pe plan amoros. Iar undeva la sfârșitul săptămânii, pe 25, februarie, avem un careun între Mercur și Uranus. Aici trebuie să aveți grijă ce ziceți, mai ales că e și în preajma sărbătorii acesteia românești, dragobetele. Aveți grijă ce declarații faceți, că unde dai și unde crapă. De obicei, când Mercur face careu cu Uranus, avem tendința aceasta de a spune lucrurilor pe nume, că ni se pare nouă că așa trebuie, mai ales că e Mercur învărsător, dar de fapt vrem să le arătăm celorlalți că nu se ridică la nivelul nostru sau ne sare țandăra imediat, că avem impresia noi, deși nu e neapărat cazul, că suntem tratați ca și cum am fi inferiori, ca și cum nu ne-am ridicat la nivelul standardelor așteptate de ceilalți. Despre finalul săptămânii, mai degrabă spre weekend, nu săriți la gâtul nimănui, nu vă certați cu nimeni. Bun, hai să ne uităm la fiecare dintre noi. Te invit să te uiți la zodie și la ascendent, să faci un mixaj între cele două și să mă apezi de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Nu uita că aici sunt simple recomandări bazate pe teoria astrologică, nu sunt neapărat ghicel, previziuni. După cum îți povesteam, avem o astrogramă personală, natală, acolo ne arată unde e buba, că tot îți spuneam de nodul sud, și alte caracteristici. Bun, să începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Or fi multe planete în continuare în casa 10-a, mai ales conjuncția Venus-Mart cu guvernatorul tău, casa 10-a ținând de imagine, de statut, de rol în societate, de tot ce înseamnă să mă vadă lumea și Mercur este în casa 11-a, dar totuși soarele intrând în casa 12-a, e și o tendință de retragere. Va trebui săptămâna viitoare să înveți să gestionezi lipsa ta de energie cu obligații. Adică nu poți să renunți la toate proiectele, la toate planurile, dar undeva va trebui să spui nu sau undeva va trebui să amâni. Că dacă vor apărea situații în care, domne, știi că trebuie să faci așa într-o zi și undeva te trezești și nu te simți în stare și nu ești bine, asta le recomandă să suni, să scrii, îmi pare rău, va trebui să anulăm, să amânăm. Adică fă tot posibilul să nu tragi foarte mult de tine. Că e posibil, cu siguranță, în ultimul timp ți-ai planificat multe lucruri cu toate planetele în casa 10-a, cu Venus, Marte, lângă Pluto. Vrei acolo să faci, să dregi și vine o săptămână ca următoarea și să-ți dai seama, ups, stai că nu sunt chiar atât de puternic, stai că n-am atât de multă energie, stai că nu știu cum să mă manifest sau pe undeva te vei ruga cu soarele în casa 12 și să se întâmple ceva, să se anuleze lucrurile de la sine. Dar nu se va întâmpla asta, va trebui să faci tu. Nu-ți fie teamă că vei fi desconsiderat, nu-ți fie teamă că se vor supăra pe tine, nu-ți fie teamă că oamenii nu vor mai reveni. E pur și simplu moment în care trebuie să te înțeleagă că nu suntem roboți, nu ești perfect. Spre sfârșitul săptămânii te rog cu Mercur în care o cu Uranus să nu ai așa o idee din asta să cheltuiești ceva și să te gândești că mamă, să vezi dacă îmi cumpăr lucrul ăsta, să vezi unde o să ajung sau să nu ai discuții cu prietenii în care să încerci să-i schimbi. Nu, dacă ei ating ceva în tine, nu-i cazul să-i schimbi, ei dă-ți seama ce e acolo în interiorul tău. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Pentru tine este o săptămână în care la serviciu trebuie să acționezi. Trebuie să-ți arăți mușchii, trebuie să nu stai degeaba, e adevărat, Venus, Marte în casa noua, te țin așa puțin detașat, obiectiv, n-ai vrea să te implici. Dar intrarea soarelui în casa 11, se apropie de Jupiter acolo, de Neptun, zic, măi, hai că dacă vrei niște rezultate, trebuie să te implici mai mult, trebuie să acționezi și Mercur în casa 10, care va face, care cu Uranus în casa 1, vor fi situații din acelea în care vrei, nu vrei, vei spune, vei declara, vei scrie. Nu, față de altă dată când ți-ar fi fost foarte frică să spui lucrurile, să scrii lucrurile respective, parcă acum le spui. Le spui, nu mai stai, nu mai ai filtru, nu mai ai rezerve, nu mai ai un mecanism în spate care zice stai, acum le spui. Deci, indiferent de vârsta pe care o ai săptămâna viitoare,
indiferent de educație, de statut, indiferent de unde te afli pe parcursul vieții tale, săptămâna ce începe mâine trebuie să te scoată puțin în față și trebuie să-ți aducă roade. Pentru că doar dacă spui lucrurile pe nume, unii din jurul tău vor veni cu soluții sau unii se vor speria și vor zice, domne, nu mai merge ca până acum, trebuie să fac și eu ceva, trebuie să mă mișc, trebuie să impresionez și... Până la urmă ai nevoie. Ai nevoie să ieși din carapacea ta și ai nevoie să-i convingi și pe alții să te ajute, să faceți, să construiți împreună. Deci, pe plan profesional, e o săptămână minunată din perspectiva mea. Pe de altă parte, să știi că nu doar săptămâna ce urmează, vor mai fi altele destul de importante. Deci, mai țin minte că spuneam eu în 2021 că e cazul să schimbi profesional. Dacă n-ai reușit atunci... poate anul acesta. Și nu mă refer neapărat să schimb locul de muncă, să schimb departamentul, ci modul tău de a te raporta la ce se întâmplă acolo. Adică dacă te mai victimizezi, dacă te mai plângi sau dacă aștepți prea mult timp să spui un lucru. Deci până la a schimba un loc de muncă, poate stai așa seara și te gândești, uite, a spus Ionel, a spus aia, Gigel a spus aia, m-a enervat, aia nu m-a enervat, eu cum am reacționat? De ce am făcut asta? De ce am spus asta? Trebuie să spui niște întrebări. Trecem la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni. Profesional sunt multe, multe provocări. Când crezi că te-ai mai liniștit, exact atunci mai apare ceva stresant. Când crezi că ai mai crescut în ochii șefilor, când mai se întâmplă un lucru și zici, ah, fir ar să fie iar în viața mea. Jonglezi așa cu ambele variante săptămâna ce urmează. Trebuie doar să nu-ți pierzi cumpătul și doar să nu-ți pierzi echilibrul. Mai ales din punct de vedere profesional, că oportunități sunt. Chiar dacă lucrurile nu merg atât de bine precum ți-ai dori sau precum ar fi așteptat cei din jurul tău, nu te scufunzi. Crede-mă că nu te scufunzi. Dar trebuie să arăți că ești acolo implicat, că faci ceva, că te agiți, că vorbești, că spui. Trec toate, ai să vezi. Nevărat, cu planetele acelea în casa 8-a, lipsa... parcă nu ai putere, parcă n-ai control, nu știi, ascultă-te pe ceilalți, pentru că acest Mercur în casa nouă zice, domnule, ori ești tu în postura să le spui celorlalți, ori ascultă și de la ceilalți și nu mai bloca. Pentru că Mercur, da, va face acel care o curanu și instantaneu zici, da, dar mie mi se pare că nu-i bine, mie mi se pare că nu e potrivit, soluția asta, nu. Pe moment, nu neapărat să dai un pas în spate, cât să zici, hai să încerc, bine, sau... taci sau zici ca ei și faci ca tine, dar măcar să încerci, să vezi ce se întâmplă dacă, nu știu, le urmezi sfatul celorlalți. Și da, și pentru tine e o săptămână, mai ales pe zona socioprofesională, destul de plină și de puternică. Și chiar dacă treci de la, ha, e bine, pe iar nu-i bine, am găsit încă o soluție după care iar se duce soluția asta, la sfârșitul săptămânii poți să zici, păi, am venit cu câteva idei, uite, săptămâna asta am prins niște idei care altădată s-ar putea să funcționeze. Deci te invit să privești lucrurile într-o manieră pozitivă. Chiar dacă nu mai ești la serviciu, îți recomand să nu stai degeaba. Te duci la o bibliotecă, te duci la un muzeu, te plimbi undeva, te întâlnești cu o persoană dragă, vorbiți, vă uitați la un film, la un documentar, vorbiți despre o carte, vă faceți un club, fie de croșetat, fie de citit, de ce vreți voi. Nu stați pe loc. Trecem la rac sau cei cu ascendentul în rac. Faptul că trebuie să aștepți de la alții, nu știu, tot felul de lucruri, tot felul de situații, te enervează, te seacă, te face să-ți pierzi total încrederea și în tine și în ceilalți. Și s-ar putea să reacționezi într-un mod mai brusc, într-un mod care nu e neapărat plăcut nici pentru tine, nici pentru ceilalți. Atâta tot când nu-ți faci rău, când nu-ți dăunează faptele respective, e bine. Dacă undeva îți dăunează, pe urmă s-ar putea să regreți mult, mult, mult. Bun. Soarele a intrat în casa nouă, se apropie de Jupiter, se apropie de Neptun. Pentru tine credința. Credința devine pilonul principal. Că e vorba de Dumnezeu, că e vorba de o forță, că e vorba de un domeniu spiritual, că e vorba, nu știu, de o rugăciune pe care faci, de o meditație. Începe o perioadă din aceasta în care trebuie să te agăți de ceva. Ai nevoie să crezi în ceva, să te pierzi în ceva, pentru că altfel, având atât de multe planete în casa 7-a, Mercurul acela în casa 8-a, oamenii din jur nu-ți răspund sau
știi cum e momentul acela în care tu zici, da, dar eu nu i-aș fi făcut chestia asta, eu m-aș fi ținut de cuvânt, ei nu s-au ținut de cuvânt, da, dar oamenii sunt diferiți, nu sunt ca noi și poate voi câteodată vă țineți de cuvânt în ciuda faptului că nu vă place să faceți lucrul respectiv, că asta trebuie să învățați săptămâna aceasta, unde trageți de voi, de ce trageți de voi și vă poate ajuta doar credința, pentru că atunci când vă raportați la un Dumnezeu, indiferent care este El, înseamnă că suntem simpli muritori. Înseamnă că primim și bune și rele. Înseamnă că avem o linie în viață de la care nu ne putem abate. A fi muritor, a fi om, presupune și pierderi, presupune și momente grele, presupune și dezastre pe planetă, presupune multe, multe, multe aspecte nu tocmai plăcute, dar exact momentele grele de suferință, de durere, de ieșire din zona de confort, exact atunci creștem, exact atunci ne construim, exact atunci învățăm cum să reacționăm sau căpătăm o reziliență. Deci credința, o rugăciune, să vă uitați, să mergeți la biserică, să vă plimbați în natură, să vă uitați la lună, să vă uitați la soare, la ce vreți voi, dar aveți nevoie de o forță superioară săptămâna ce urmează, dar asta nu înseamnă că de dimineață mă trezesc când fac rugăciunea și mă pierd de acolo și las să se întâmple lucrurile. Nu! Credința trebuie să fie o părticică, dar pe care să vă bazați. Nu știu, vă duceți la piață, nu vă place, la serviciu se întâmplă lucruri cu probleme de sănătate. Ca să nu vă faceți rău, ziceți, am încredere, hai că o să fie, hai că o să treacă, hai că o să meargă. Poate mulți nu aveți zona aceasta de credință, vă puteți apropia. Fiecare cu religia lui, fiecare cu biserica lui, fiecare cum își dorește să se raporteze la acest domeniu. Deci la leu sau cei cu ascendentul în leu. Profesional, trageți, munciți, efort, epuizare, sleghire, colegii vă solicită și ei, nu mai știți pe unde sunteți, cum sunteți, ajungeți seara acasă, mai vrea să mai căutați un loc de muncă, azi mai vrea să mai vorbiți cu oameni, e multă, multă oboseală. Dar oboseala de acum nu se întâmplă degeaba. Avem soarele, guvernatorul vostru în casa 8-a, vă pregătește de o lună în care să mai abandonați. Să mai abandonați, efectiv să abandonați, să nu mai trageți cu dinții. Cu cât veți trage cu dinții în următoarea lună, cu atât nu o să vă iasă nimic. Dacă soarele ăsta în casa 8-a, care se apropie de Jupiter și Neptun, ziceți, fie ce o fi, dacă racilor le spuneam să nu stea doar să aștepte, vouă chiar vă recomand să stați să așteptați și să nu forțați nimic, absolut nimic. Nu, știți cum sunteți voi? Sunteți simplu spectator la viața de acum. Și nu doar simplu spectator, cred că sunteți undeva în spatele scenei. Aveți în fața voastră spectatorii și pe urmă scena. Stați undeva acolo și priviți la ce se întâmplă. Asistați neputincios, nu aveți niciun control, nu aveți nicio putere. Dar văzând lucrurile mai detașat, veți învăța o mulțime. Sau nu e vorba de învățare. E și un pic de învățare, de fapt e vorba de zona emoțională. Ce se întâmplă când pierdeți controlul? Ce se întâmplă când nu mai sunteți voi boșii? Ce se întâmplă când nu mai forțați? Și ce se întâmplă când vă pierdeți orgoliul sau ego-ul? Că să știți că întotdeauna lângă ego, lângă mândrie, lângă orgoliu, e o durere foarte mare. De aceea la voi se spune că sunteți narcisici, că aveți această rană narcisică. Întotdeauna narcisiștii de fapt ascund o lipsă de iubire. Am nu o să fiți toți 100% cei mai aruganți și mai vanitoși. Însă, întotdeauna răzvrăteala asta a voastră sau nevoia de a trage atenția, de a primi respectul ăsta, ascunde ceva. Și săptămâna ce urmează, v-ar prii să stați, să vă dați seama ce ascunde. De ce simțiți asta? Unde nu v-ați simțit iubiți? Nu neapărat să vă ceți până în copilărie, dar vreau să vă duceți mai degrabă în ultimul an. Profitați de intrarea soarelui în casa 8-a. Profitați cât se poate de mult și mai căliți-vă. Mai căliți-vă că aveți nevoie. Pe de altă parte, avem zona în care munciți mult, dar aveți nevoie de retragere. Efectiv, retragere. V-aș atrage, atenția la cheltuieli și la investițiile pe care le faceți. Trecem la fecioară sau cei cu ascendentul în fecioară. Soarele a intrat în casa 7. Oh, ce frumos! Și iarăși o să așteptați la alții să facă, să dreagă, să spună, să... Nu, nu. Uitați-vă la oamenii din jurul vostru.
și dacă nu vă convine ceva, trebuie să vă dați seama unde ați greșit voi. Nu mai așteptați să facă celălalt un pas, să se vinde celălalt, începeți cu voi. Pentru cei singuri, poate să fie o perioadă în care, nu știu, își dau seama de problemele, adică ei știau deja de niște probleme, da? Dar acum sunt amplificate. Că soarele trece lângă Jupiter, trece și lângă Neptun și parcă, domnule, s-a dus vălul. S-a cam dus vălul, nu? Și aduce vălul și ziceți, vai de capul meu în ce m-am băgat. Poate să vină o perioadă în care să ziceți, pa, sau tu rămâi cu măta, eu rămân cu mama. Știți, vorba aia, mai bine să plângă mama ta decât mama mea, era o vorbă, nu mai țin minte, decât în amintiri din copilărie, țin minte ceva de genul. Deci, este o săptămână în care aveți o revelație, ziceți, mai ales că Mercur face și careul cu Uranus, la sfârșitul săptămânii și ziceți, Doamne, în ce m-am băgat sau cum m-am băgat sau uite că mă victimizez, uite cât stau în zona asta, uite, caut tot felul de răspunsuri, dar de fapt, degeaba le caut, că problema e la mine, nu la alții. Pentru cei care sunt totuși într-o relație funcțională, pot începe zile bune de planificare a unei căsătorii, nu știu, ne mutăm împreună, construim ceva împreună, cumpărăm ceva împreună, facem o investiție, ceva de genul, înțelegeți. V-aș mai atrage atenția și la tot ce înseamnă copii. Poate vreți copii, poate nu vreți copii, poate aveți copii și aceștia vă solicită atenția și energia și voi nu prea mai aveți, că na, cu Mercur și Saturn în casa așa, vă simțiți așa mai obosiți, mai îmbătrâniți. Da, trec și zilele acestea. Deci, atenția, focusul vă rog foarte mult pe tot ce înseamnă celălalt din viața mea. Celălalt din viața mea este oglinda mea. Și dacă eu trag foarte mult de el, să se schimbe, să fie bine, situația respectivă, eu fug de fapt de mine, de cum sunt eu. Deci oglindirea e focusul vostru. Trecem la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. Soarele a intrat în casa a șasea, se apropie de Jupiter, se apropie și de Neptun. O săptămână bună pentru a fi mai calmi la locul de muncă, pentru a vă mai liniști, pentru a primi ce se întâmplă, pentru a nu mai comenta, știți, relaxare. Dacă ați putea să munciți mai singur, să n-aveți nevoie de nimeni, ce bine ar fi. Acele planete în casa a patra, încă o dată vă atrag atenția, nu doar legat de tot ce înseamnă familie, mediul în care locuiți, cât și de echilibrul vostru emoțional. Că știți cum este și cu Venus și cu Marte. Când vă place, când nu vă place. Când vorbiți cu anumite rude, când vorbiți cu celelalte și nu oamenii din jur. În voi este o dihotomie, să-i spunem. În voi este o splitare din aceasta în care nu vă mai înțelegeți, nu mai știți ce sunteți, cum sunteți, de ce sunt. Și Mercur în casa a cincea, mai ales în careu cu Uranus, să nu aveți momente de dramatizare, de exagerare, știți, să faceți din țânțar armăsar. E clar că nu faceți din țânțar armăsar degeaba, e clar că sunt niște probleme, dar vedeți să căutați mai degrabă cauza, nu pretextul. Săptămâna viitoare, orice vă înțeapă, vă atinge, vă declanșează, acolo e pretextul. Dar, de fapt, care este cauza? Și trebuie să săpați adânc. Dacă aveți dispoziție, acum depinde de fiecare. Fiecare știe dacă poate să lucreze cu el, cât își permite să se îmbunătățească, să citească, să se vindece. În freamătul cotidianului nu ne mai pasă, facem lucrurile precum niște roboți, dacă puteți. Dacă nu, nu uitați, casa șasea este destul de importantă. Pe lângă sănătate, eu mai degrabă m-aș referi la zona profesională. Să vă găsiți un loc de muncă cu mai mult sens, un loc de muncă să vă și placă, să vă și impresioneze. Sau de ce nu să îngrijiți pe cineva, să aveți, nu știu, să-i oferiți timpul vostru unei persoane dragi care trece prin momente grele. Deci la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Soarele a intrat în casa a cincea, se apropie de Jupiter și de Neptun. Dacă vreți, puteți ierta, puteți avea o doză de compasiune ridicată și puteți fi foarte romantici și afectuoși. Cei care sunt singuri, de asemenea, se vor iubi mai mult sau vor fi nevoiți să treacă prin momente acestea, din acestea în care își dau seama că prea le pasă de gura altora, de energia altora sau de viața altora. Nu e cazul. E cu Soare, Jupiter, Neptun, toate în casa a cincea, e vis. E mai degrabă
răsfăți personale, mai degrabă, da, intrați în capul vostru, gândiți-vă la toate scenariile, dar vă place asta, vă face multă plăcere. Să nu uităm că Venus, Marte în casa a treia, fac acestea două, Venus și Marte fac sextil cu Neptun, ceea ce înseamnă că o să fiți mai comunicativi, mai iertători, mai înțelegători și mai dispus să renunțați la fricile, că de fapt atunci când nu vreți să faceți ceva, nu e pentru că sunteți autoritar sau pentru că vreți voi să controlați, un pic de adevăr, ci pentru că vă este teamă să pierdeți, să fiți trădați, să fiți înșelați. Poate să uită la mine și alți oameni, voi când sunteți acuzați că sunteți manipulați, voi nu manipulați de dragul de a manipula, dar nu aveți încredere. Și în ce faceți? Testați omul, îl manevrați pe la stânga, pe la dreapta, pentru că vă e frică. Vă e frică, voi când vă nașteți cu scheletul în scorpion, e o tendință de a vă băga în situații în care să fiți trădați. Vreți, nu vreți, orice înseamnă scorpion în astrogramă, fie soare, lună, mercur, venus, înseamnă un pic de trădare de-a lungul vieții. Și odată ce ați gustat zona asta, pe urmă, pe toată lumea, încercați să o învârtiți, da? Deci, săptămâna ce urmează, o să mai renunțați la tendința asta și o să mai acceptați și ce zic ceilalți și ce fac ceilalți. Îi acceptați așa cum sunt sau sunteți puși în ipostaze în care trebuie să faceți asta. O săptămână bună pentru a rezolva niște chestiuni administrative de care trageți de mult timp. Găsiți o soluție. Cineva zice, dar n-ai putea să faci așa și zici, uite-mă, dar de ce nu m-am gândit săptămâna trecută? Pentru că Venus și Marte nu erau un sextil cu Neptun. Deci, lăsați-vă săptămâna ce urmează. Trecem la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător. Soarele a intrat în casa a patra, dorni să stați, să nu mai călătoriți, poate să... Știți ce vă recomand eu în săptămâna ce urmează? Mai ales că și Mercur face careu cu Uranus, Mercur din casa a treia. Orice discuție pe care o purtați, mai ales la locul de muncă, să nu o exagerați. Și să vă scrieți undeva pe o hârtiuță că, de fapt, rolul vostru în viață este să fiți echilibrați. Că nu serviciul este cel mai important, nu problemele din zona profesională, nu discuțiile cu șefii și că atunci când avem un soare în casa a patria, ne reumplem bateriile acasă, în familie, în locul, nu știu, în cămăruța aceea unde locuiți, în plăpumioara aceea care vă place, nu știu, perna, pătura, covorul, fotoliul, colțișorul acela care vă poate fi precum un altar, un sanctuar. Indiferent că sunteți femeie sau bărbat săptămâna ce urmează, aveți nevoie de un sanctuar în care să vă retrageți și acolo efectiv să vă rugați, să vă uitați la un film, dar să nu stați, să puneți mâna pe telefon, să scrieți, uite ce mi-a făcut ăla la serviciu, uite ce mi-a zis, uite ce m-a pus, uite, da, pe ăla nu l-a pus, da, pe ăla nu l-a făcut, da. Nu. Aveți nevoie să vă retrageți, poate vă retrageți cu un pahar, poate vă retrageți cu ceva dulce, o baie, acel sanctuar. Și să vă reumpleți de energie. Adică, când ajungeți acasă, pe preș, lăsați. Pentru că a doua zi, dacă preluați problemele din zona social-profesională acasă, a doua zi vă veți duce mai obosiți, mai tracasați și din nervii ăștia cheltuiți bani. Cheltuiți bani, să nu uităm că Venus și Marte se află în casa a doua, făcând sextilul cu Neptun, vă mai dizolvați obiceiurile și ziceți, nu mai pun bani deoparte, nu cheltuiesc acum, din contră. Când fac aceste două planete sextil cu Neptun, ziceți, lasă, domnule, că nu se întâmplă nimic. N-ar fi o problemă. Dar dacă duceți problemele de la serviciu acasă, vom aveți tendințe mai impulsive să faceți acest lucru. Deci, căutați-vă locușorul vostru acolo undeva și stați cu voi. Trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Vreau să insist în continuare pe cele două planete care sunt în semnul vostru, alături de Pluto. Gândiți-vă că le mai aveți până pe 6 martie. Gândiți-vă că va dura mult timp până le veți mai avea așa. Marte vreo 2 ani cu siguranță. Venus un anișor, dar ele două așa împreună mai greu se întâmplă. Și trebuie să profitați. Ama fiecare se gândește că atunci când trebuie să profite niște planete, trebuie să se întâmple ceva. Nu se întâmplă nimic din senin. Niciodată nu se întâmplă nimic. Cu Venus-Marte,
umblăm la cum ne îmbrăcăm, umblăm la cum ne manifestăm, la cum ne poziționăm când mergem, la cum ne prezentăm lumii. Cu Venus Marte în semnul vostru, sunteți mult mai atenți unde vă implicați energia, dar o trebuie făcut conștient. Azi puțin, mâine puțin, răspoi mâine puțin și tot așa. Nu așteptați să vină Universul Venus Marte să vă treziți cu ele dimineața și să le întrebați astăzi ce o să-mi faceți. Nu o să vă facă nimic niciodată. Dacă așteptați să se întâmple, nu, că vă tot spun. Astea vin. Și uite, astăzi mă îmbrac într-o altă rochie, mâine îmi fac părul altfel. Domnii, uite, port barba nu știu cum. Sau, uite, mănânc altceva, mă plimb în altă parte sau îmi setez niște limite. Pentru că atunci când e vorba de casa întâi, e vorba odată de cum vă afișați lumii fizic, dar și ce transmiteți. Și dacă oamenii transmit că vă pot călări, voi le transmiteți oamenii că vă pot călări fără probleme, normal că vă vor călări. Dar dacă atunci cu Venus Marte vă luați mai serios, dar nu în serios cum vă luați voi de obicei sobri, așa, ci la modul... Sunt dispus să colaborez, dar uite, sunt dispus în anumite condiții sau uite, asta îmi place mie, că Venus asta zice, ce îmi place mie? Și dacă voi, mulți dintre voi, nu știți ce vă place sau ce vă face sufletul să vibreze până pe 6 martie, aveți această șansă și nu doar până pe 6, dar gândiți-vă că săptămâna ce urmează, conjuncția Venus-Marte face sextil cu Neptun și sunteți, cum să vă spun, în sfârșit mai predați puțin, mai testați. Mai încercați, vă mai dizolvați, vă mai anesteziați asprimea pe care o puneți asupra voastră sau autoexigența, că sunteți pricepuți pentru asta, da? Deci fiți mai relaxați săptămâna ce urmează. Financiar vreau să vă atrag atenția spre sfârșitul săptămânii, cheltuielile care apar vă scot din sărite rău de tot. Trebuie făcute, dar să nu stați să discutați despre ele mai mult decât este cazul. Soarele a intrat în casa a treia. E un moment bun, mai ales pentru că poate vreți să investiți. Poate aveți niște bani strânși cu partenerul sau din anumite proiecte și ziceți, domnule, n-aș vrea să-i cheltuiesc. Vreau să, nu știu, să-i fac alți bani. Sau vreau să învăț un lucru care la un moment dat să-mi aduc alți bani. Ia gândiți-vă săptămâna viitoare cum puteți jungla cu aceste informații. Deci la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. Cum aș putea să încep? Pentru că în continuare această conjuncție Venus-Marte e în casa 12-a. Nu, sunteți așa undeva sub gheață, imaginați-vă așa o apă și gheață și voi stați așa sub gheață și vă uitați la viața voastră. Vă e și frig, vine căldură, nu știți ce să faceți cu ea, după care se face întuneric, nu știți ce să faceți. Nu, și sunteți împietriți. V-aș recomanda să aveți grijă de sănătate. Vedeți că veștile pe care le primiți legate de oamenii dragi, fie că, nu știu, trec prin momente stresante, fie că au probleme de sănătate, fie că au pierdut locuri de muncă sau... Da, sunt tot felul situații prin care trecem de-a lungul vieții, să nu vă contaminați mai mult decât este cazul cu ele. Poate, doar dacă oamenii respectivi sunt chiar din familie și apropiați. Că vă veți observa niște mecanisme din acestea... de autoapărare sau niște mecanisme de rezistență. Prima fază, ați vrea să nu știți de nimeni și nimic și să vă lase în pace, dar nu se poate, că dacă ar fi fost atât de simplu în viață, mișto ar fi fost, așa. Cheia stă în Mercur, care este în semnul vostru și face careul cu Uranus. Nu știu dacă sunteți voi cei care puteți să rezolvați problemele respective, dar puteți să împingeți, puteți să faceți rost de informații, de cunoștințe, să citiți, să vă documentați, să sunați voi, să trimiteți mesaje, să intrați pe un site, să puneți cap la coadă niște detalii, să faceți un plan, să faceți o prezentare. Adică voi cu asta puteți ajuta, că acea conjuncție în casa a 12-a Venus-Marte în sextil cu Neptun, din casa a doua, sunteți cu resursele, știți cum? O liniuță la baterie. Și culmea, nu aveți nici încărcător în săptămâna ce urmează. Deci mai degrabă ajutați cu ce gândiți și ce comunicați decât fizic sau să vă implicați în mod direct. Nu este săptămâna bună pentru asta. Nu este deloc. Și de aceea încerc să vă spun să vă liniștiți, să vă calmați. Soarele intrând în casa a doua, sunteți mai atenți, puneți așa lupa pe tot ce înseamnă plan financiar și chiar vă recomand să o faceți cu seriozitate. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești, soarele a intrat în semnul vostru.
Mai respirați, aveți putere, aveți mai mult curaj, mai multă încredere. E adevărat că sunteți și mai încăpățânați, că soarele dă așa o zonă de atotcunoaștere. Eu știu, eu fac, eu dreg și îi ascultați mai greu și pe ceilalți, dar totuși avem în casa 11-a multe planete, ceea ce înseamnă că beneficiați de cunoștințele altor oameni, prieteni, cunoștințe, colaboratori sau, nu știu, treceți pe undeva și auziți o discuție într-o cafenea. Rețineți ceva de acolo care s-ar putea să vă ajute. Fiți cu ochii deschiși și cu urechile ciulite peste tot săptămâna ce urmează. Mai ales că Mercur este în casa 12-a și bogăția vine nu neapărat din ce știți voi, ci din ce știu ceilalți. Nu neapărat oameni cunoscuți, atenție, nu trebuie să fie, v-am spus, faceți undeva într-un parc și auziți o discuție între mămici, între orice. Sau vă duceți pe un post pe Facebook și vedeți niște comentarii și aflați acolo de niște oameni, de niște companii, de niște joburi. Deci, mai degrabă, predați-vă și ziceți Universului săptămâna viitoare de unde. Plimbați-vă pe stradă, ascultați oamenii, vorbiți cu vecinii, citiți pe internet comentarii, uitați-vă și cu siguranță Universul vă trimite tot felul de particele, astfel încât să vă puteți manifesta soarele. Și gândiți-vă că soarele se apropie de Jupiter și că pe 5 martie va fi cea mai fericită zi a anului și că pe 2 martie avem o lună nouă în semnul vostru minunat. Deci eu aș zice să stați așa precum un mic Sherlock Holmes săptămâna ce urmează și să ciuguliți informații. Nu vă contaminați nici voi cu problemele oamenilor. Încercați să stați cât mai departe. Nu este momentul cel mai potrivit să vă ridicați, să le arătați voi cum stă treaba și ce se întâmplă. Pe sănătate, insist în continuare, mai ales că soarele se apropie de Jupiter și Neptun, să nu rămâneți în negare. Sau să nu evitați să aveți grijă de voi, considerând că las că mă ajută Doamne, Doamne. Vă ajuta, Doamne, Doamne, sunt ferm convinsă și astăzi le cred chestia asta. Dar, Doamne, Doamne, vă ajută când faceți ceva. Când îi arătați că, uite, mă duc la doctor, uite, îmi fac analizele, uite, accept că am un viciu, uite, accept că nu mă pot debarasa de acest obicei nesănătos, știți voi mai bine ca mine. Deci, vă rog să aveți grijă și de zona aceasta. Și când mă refer la sănătate, mă refer la minte, trup și suflet. Să vă primească recomandările mele. Chiar dacă săptămâna nu are aspecte, eu îmi doresc ca viața voastră să se întâmple lucruri care să vă ajute, mai ales pe plan conștient. Nu uitați de ce v-am spus la începutul emisiunii, legată de emisiunea despre nodul sud pe care o găsiți pe canalul DC News, despre emisiunea cu Amos pe care o găsiți pe AstroSense și stați cu noi în continuare că sigur vor urma niște alte emisiuni interesante.